Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Săptămâna trecută am urmărit împreună cu dumneavoastră o parte din seminarul pe care l-a prezentat Don McCurry la conferința de misiune Romiscon, conferință care a avut titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Vom continua să urmărim partea a doua a seminarului susținut de Don McCurry. Vă doresc vizionare plăcută! Remember what Jesus said when he was accused of being in a union with the devil? Vă amintiți ce răspuns a dat Domnul Iisus când oamenii l-au acuzat că este în părtășie cu demonii? He said, "If I cast out demons by the Spirit of God," el a spus, "dacă eu scot demonii prin Duhul lui Dumnezeu," then the kingdom of God has come to you. Asta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit între voi. Okay, the latter part of this passage says that when Jesus saw the multitudes, he was filled with compassion. Partea finală a acestui pasaj ne spune că atunci când Domnul Iisus a văzut mulțimile de oameni, a fost mișcat de milă. When you walk through the city, când mergi prin oraș, and you see hundreds of people, și vezi sute de oameni, what is going on inside of you? Ce se întâmplă înăuntru tău? Do you read their spirits? Poți să citești, să observi duhurile? Do you think about their spiritual condition? Te gândești la condiția lor spirituală? Or are you a materialist? Sau ești unul care are gândirea materialistă? It's easy for me to become a materialist. Pentru mine e foarte ușor să fiu materialist. Through my new friend and my dear friend here, We went to beautiful pastry coffee shops in the city. Cu prietenul meu, fratele Ghiță, am fost la o cofetărie, la o patiserie foarte frumoasă din oraș. They actually were owned by a Christian. Am înțeles că proprietarul patiseriei este un creștin. So inside of me the temptation is, oh, we're going to a pastry coffee shop. Așa că în mine ispita este imediat să spun, wow, mergem la o patiserie. And I forget to look at the people. Și uit să mă uit la oamenii din jur. I forget to have compassion on those who are condemned. Uit să mă mai uit cu milă la oamenii aceia care trăiesc sub o condamnare. Now suppose that's your picture today. Să presupunem că în felul acesta arăți și tu astăzi. Then what? Ce urmează? Talk to God about it. Spune-i lui Dumnezeu despre asta. Confess it to God. Mărturisește starea asta Domnului. Ask for him to renew your heart. Cere-i Domnului ca să înnoiască inima ta. Ask him to free you from materialism. Cere-i să te elibereze de gândirea materialistă. In my country we have these huge plazas, shopping plazas. În țara mea avem mall-uri foarte mari. And the temptation is to look at every shop and to think about what you want to buy. Și tentația mare este să mergi doar prin magazinele alea și să te gândești într-una ce mi-aș putea cumpăra. You're passing hundreds of people. Treci în timpul acela pe lângă sute de oameni. You never see them. Și nici măcar nu-i bagi în seamă, nu-i observi. You've been blinded. Pentru că ai fost orbit by materialism. De gândirea materialistă. So it's always good to examine your heart. De aceea e foarte bine întotdeauna să-ți cercetezi inima. And to talk to God. Și să stai de vorbă cu Dumnezeu. And if your heart is not totally right with God, talk to him about it. Și dacă inima ta nu este pe deplin pusă în ordine cu Dumnezeu, spune-lui Dumnezeu despre starea ta. He will forgive you. El te va ierta. He will cleanse you. El te va curăța. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice nelegiuire. He will fill you again with the Holy Spirit. El te va umple din nou cu Duhul Său Sfânt. In Ephesians 5 it says in the continuous present verb tense, go on being filled with the Spirit over and over and over again. În Efeseni în capitolul 5 verbul de acolo este pus la prezentul continuu și s-ar traduce în felul următor: într-una mereu necontenit să fiți plini de Duhul Sfânt. So Jesus was filled with compassion. Iisus a fost plin de milă. And what did he say? Și ce a spus atunci? He saw that the people were harassed and helpless. A văzut că oamenii erau ca niște oi părăsite, neajutorați. Blind people cannot help themselves. Oamenii orbi nu se pot ajuta singuri. Dead people cannot think spiritually.
Oamenii morți nu pot să se miște, nu pot să avanseze spiritual. Non-Christians are harassed by Satan and helpless. Oamenii necreștini sunt vânați de Satana și sunt neajutorați. Then what did Jesus say? Ce a spus Iisus? The harvest is great. Secerișul este copt, e gata. Do you believe that? Credeți aceasta? If you're having trouble with it, I want to lead you in a little exercise. Dacă încă nu vi-s foarte clare lucrurile astea, vreau să vă conduc într-un exercițiu foarte simplu. Now, don't be afraid of me. Să nu vă speriați de mine. I am not a cultic leader. Nu sunt un lider unei secte ciudate. But I want you to take two fingers from one hand and pinch the skin on your other hand. Dar luați două degete și așa pișcați-vă puțin de pielea de la mâna cealaltă. And this is what I want you to say. Și vreau să spuneți în timp ce țineți așa. I am the living proof of the harvest. Eu sunt, asta este dovada vie a secerișului. Hallelujah. Hallelujah. Somebody harvested you. Cineva v-a cules pe voi. They harvested me. V-a cules pe voi, m-a cules pe mine. The harvest is great. Secerișul este mare. But the workers are few. Dar lucrătorii sunt puțini. And what are you supposed to do? Ce trebuie să faci atunci? You begin to do the most dangerous things a believer can do. Trebuie să începi să faci lucrul cel mai periculos pe care îl poate face un creștin. What is so dangerous? Ce-i așa de periculos? Just talking to God. Să vorbești cu Dumnezeu. The Almighty God. Cu Dumnezeul cel atotputernic. And to pray that God will send workers into the harvest. Și să te rogi ca Dumnezeu să trimită lucrători la secerișul său. I did that. Eu am făcut asta. I was a pastor in Colorado Springs, Colorado. Pe atunci eram pastor în Colorado Springs, în statul Colorado. I took a dead church and God began to bring young people into it. Am preluat o biserică moartă și Dumnezeu a început să aducă tineri din nou în biserică. And I brought missionaries into the church. Am adus misionari la biserica noastră. And then I began to pray, God, do you see all these young people out there? Și apoi am început să mă rog și să spun, Doamne, Tu-i vezi pe toți oamenii aceia tineri? Call them to risk their lives for You at the ends of the earth. Cheamă-i, Doamne, ca să-și dedice viața și să riște pentru împărăția Ta până la marginile pământului. Wasn't that generous of me? Nu eram un creștin foarte generos oferindu-i Domnului toți tinerii ăia? Oh God, send them. Doamne, trimite-i. And then God spoke. Și apoi Domnul a vorbit. You hypocrite. Fariseule. I'm a pastor, Lord. Doamne, eu sunt pastor. You hypocrite. Fariseule. You're asking me to send these young people to risk their lives all over the world and you are not willing to go first. Tu îmi ceri mie ca să-i trimit pe acești tineri să-și riște viața pentru mine pretutindeni în lume, dar tu nu ești gata să mergi deloc. I said, God, you know I'm willing to do anything for you. Și a spus, Doamne, Tu știi că eu sunt gata să fac orice pentru Tine. And I thought God had a bad memory, so I began telling Him all the things I did. M-am gândit că Dumnezeu nu stă prea bine cu memoria, așa că m-am apucat eu să-L ajut puțin. I have done street preaching for you. Doamne, eu am ținut predici grozave pentru Tine. I'm going into the universities for you. Doamne, eu merg pentru Tine la universități. I have led people to Christ for you. Am condus oameni la Hristos pentru Tine. And God said, și Domnul mi-a spus, that doesn't mean anything to me. Asta pentru mine nu înseamnă nimic. And now I'm getting desperate. Și acum deja ajunsesem disperat în discuție. God, how does someone convince you they mean what they say? Doamne, cum poate cineva să te convingă că e sincer când îți spune ceva? Because I told God I'm willing to do anything. Pentru că îi spusesem lui Dumnezeu că sunt gata să fac orice. And this is what He spoke into my spirit. Și mi-a spus El în duhul meu. I am the living God. Eu sunt Dumnezeul cel viu. I know how to open doors and close doors. Eu știu cum să deschid ușile și cum să le închid. You offer yourself to me unconditionally. Tu te-ai oferit pe tine însuți mie, necondiționat. And I will decide what to do with you. Și eu voi decide ce să fac cu tine. Then you will know you are not deceiving your own heart
anymore. Atunci tu vei ști că nu mai este înșelăciune în inima ta deloc. Because our hearts are very tricky. Pentru că inimile noastre sunt foarte înșelătoare. And we can easily deceive ourselves. Și noi foarte ușor ne putem amăgi singuri. And we can say, of course I'm willing to do anything. Și putem să zicem, da, desigur, eu sunt gata să fac orice pentru Domnul. But we never offer ourselves. Dar de fapt, fără să ne oferim, să ne aducem pe noi înșine ca jertfă Domnului. I want to tell you this, the book of Acts. Vreau să vă spun ceva din Cartea Fapte atunci. Cartea Fapte este un exemplu din care noi învățăm din lecțiile acelea, din ilustrațiile acelea. Remember I told you I was training counselors for Dr. Akbar Huck. Țineți minte, v-am spus că am instruit consilierii de la campaniile de la evangelizare ale Dr. Huck. Our goal was to write down whoever made a decision for Christ and within 24 hours put it in the hands of a pastor. Ținta noastră era ca să colectăm toate adresele, toate formularele cu persoanele care au făcut o decizie de a-L urma pe Hristos și în 24 de ore acele formulare să ajungă în mâna unui pastor. It was Sunday morning. Începea, era duminică dimineață. It took 3 or 4 hours to finish the work. A durat vreo 3-4 ore până ne-am terminat treaba. I missed the church service. Am lipsit de la biserică atunci. I was in my room kneeling beside my bed. Eram în camera mea îngenunchiat lângă patul meu. And every time I closed my eyes, God gave me a vision of a beggar whose mother broke his arms as a baby and reset them in some terrible shape. Și de fiecare dată când îmi închideam ochii, înaintea ochilor mei Dumnezeu arăta o vedenie despre un bebeluș a cărui mamă i-a frânt brațele în câteva locuri și i-a dat o altă formă ca să fie foarte chircit, așa strâmb. I knew where that beggar did his begging. Și știam care este traseul pe care cerșea cerșetorul acela. It was on the road between two cities. Era pe drumul care făcea legătura între două orașe. Every place where you stop to get gasoline for your car, these were the different places where he begged. Pretutindeni unde era o stație de benzină, erau cerșetori care veneau în jurul mașinilor. I had seen him many times. Și îl văzusem pe acesta de mai multe ori. Sometimes I gave him a little money. Uneori i-am dat și ceva bănuți. And as I was kneeling by my bed, every time I closed my eyes, this image of him came to my mind. Și acum eram în camera mea îngenunchiat la rugăciune și de câte ori închideam ochii, vedeam înaintea ochilor mei pe imaginea acestui cerșetor. I said, God, what are you saying to me? Și a zis, Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta? Are you asking me to go find him and bring him to these evangelistic meetings? Îmi ceri oare să mă duc să-l găsesc și să-l aduc la aceste întâlniri de evangelizare? I don't know about you, but I began to argue with God. Nu știu cum ați făcut voi, dar eu m-am luat la ceartă puțin cu Dumnezeu. I didn't want to do that. Nu voiam să fac asta. I said, God, that road is all dust. Am spus, Doamne, drumul ăla e plin de praf. My car, an old car, leaks and all the dust will come in on me. Mașina mea, o mașină veche, are tot felul de deschizături și tot praful o să intre înăuntru. And I just put these white clothes on. Și numai ce m-am îmbrăcat cu costumul ăsta alb. If I do that, it will ruin my clothes. Dacă mă duc acolo, o să vin cu hainele murdare. And God said, who gave you those clothes? Și Dumnezeu m-a întrebat, cine ți-a dat ție hainele alea? And then I said, God, I don't have any money and it's going to cost a lot of gasoline to go down that road. Și apoi am spus, Doamne, eu n-am deloc bani și ca să mă duc până acolo și înapoi costă destul de mult. And God said, when did I ever fail you? Și Dumnezeu mi-a spus, când te-am lăsat eu vreodată în pană, te-am dezamăgit? So I'm getting desperate. Așa că deja eram cuprins de disperare. And I go to my friend who's a very spiritual brother. M-am dus la prietenul meu care este un frate foarte spiritual. He said, when I told him the story, când i-a spus povestirea asta, he said, Dan, you have to go. El mi-a spus, Dan, trebuie să mergi. I'm sorry to confess this, but I was the most miserable missionary in Pakistan. Îmi pare rău să mărturisesc lucrul acesta, dar în momentul acela mă simțeam cel mai nașpa misionar care era în Pakistan. I didn't want to do this. Pur și simplu nu-mi venea să fac asta. So I go to the edge of the city where there's a river. Eram la marginea orașului, acolo este un râu. The bridge has been destroyed. Și podul fusese dărâmat. And the army engineers put little boats side by side and they put wooden planks on them and you drive your car
over the water and it almost sinks in the river. Armata venise și construise un pod din pontoane, dar acestea se balansau într-una și când coborai spre apă, ajungeai aproape puțin cu vârful mașinii în apă. And it's the top Muslim festival day of the year. Și se întâmpla să fie ziua festivalului musulman anual, cel mai important. People are sitting on top of the buses. Erau oameni cățărați pe vârful autobuzelor. They're hanging to the bars on the outside of the window. Agățați de barele acelea de afară, se țineau de barele dinăuntru. And here's a young man standing all alone. Și îl văd pe un tânăr la un moment dat care stătea de unul singur. My car did not have air conditioning. În mașina mea nu aveam aer condiționat. The windows are open. Aveam ferestrele date jos. And he comes over and he talks to me. Vine la mine și îmi vorbește. He said, "Sir, I want to go home to my family for celebration." Îmi spune, domnule, vreau să merg acasă la familia mea să fiu și eu cu ei la sărbătoare. I have been standing here for 6 hours. Aștept aici de 6 ore. I cannot even find a place to hang on the outside of a bus. Nu pot să găsesc nici măcar un loc să mă agăț de exteriorul unui autobuz. Will you take me as far as you're going? Nu vreți să mă luați cu dumneavoastră unde merg și eu? Până unde mergeți dumneavoastră? And I said, "Sure." Și a spus, desigur. Now, I was a young missionary. Eu eram un tânăr misionar. So when I had these times where I have to wait, I read my Urdu Bible. Așa că atunci când aveam situații în care trebuia să aștept ceva, profitam de timp și citeam din Biblia din traducerea Urdu. And my Bible is on my seat. Aveam Biblia pe scaunul alăturat. And he picks it up. Și el a luat-o. I said, "Can you read?" L-am întrebat, "Poți citi?" Because 75% of Pakistanis can't read. Pentru că 75% din pakistanezi nu știu să citească. And he said, "Yes, I'm a high school graduate." Și el a spus, "Da, am absolvit liceul." So I said, why don't you read out loud and then as we drive we both can appreciate. Și a spus, n-ai vrea să citești tu cu voce tare și în timp ce eu conduc și tu ești alături de mine, putem împreună să ne delectăm. And as he read, he read with real understanding and interpretive power. Și în timp ce citea, am văzut că citește înțelegând bine semnificația și chiar interpreta cu putere. I looked at him and I said, "Are you a Christian?" M-am uitat la el și l-am întrebat, "Tu ești creștin?" He said, "No, I'm a Muslim." Și el a spus, "Nu, sunt musulman." So I would slow down while we were driving and open another passage and he would read it out loud. Am încetinit puțin viteza, am îndreptat atenția la un alt pasaj și am dat să citească cu voce tare. We had driven about 80 kilometers now. Am parcurs deja vreo 80 de kilometri. And I keep opening the Bible and he's reading it out loud. Și continuam să-l îndrum la alte pasaje și el le citea. And finally we get to his village. Ajungem în cele din urmă în satul său. He said, Mr. Don, this is my village. Și spune, domnul Don, până aici e satul meu. Well, my house was only 30 kilometers away. Casa mea acum era la alți 30 de kilometri distanță. He said, "When are you coming back from your house?" El m-a întrebat, "Când te întorci de la casa ta?" I said, "I'm not going to my house." Și a zis, "Eu nu mă duc acasă la mine acum." He said, "Where are you going?" Dar m-a întrebat, "Unde mergi?" I said, "This is as far as I'm going." Și a spus, "Eu până aici a trebuit să vin." I said, "I need to tell you about a vision God gave me." Și am povestit apoi viziunea pe care Dumnezeu mi-o arătase. I told him about the beggar man. I-am povestit despre cerșetorul acela. He said, "I know him." Și el mi-a zis, "Eu îl cunosc." He told me his name. Mi-a spus cum îl cheamă. I said, All this time together I've been searching the road for him. Și a spus, tot timpul cât am condus mașina, eu m-am uitat în dreapta și în stânga, sperând să-l zăresc. And he's not here. Și nu este astăzi aici. And I looked at this young man. M-am uitat la tânărul acela. And I said, "Nassim, God has used that vision to get you and I on this road to explain salvation to you." Și a spus, "Vezi, Dumnezeu mi-a dat viziunea aceea de fapt ca să mă pună astăzi în mișcare pe drum, ca să te întâlnesc pe tine și să-ți împărtășesc mesajul Evangheliei." He couldn't believe it. Nu-i venea să creadă. He was poor. Era un om sărac. Here's a foreigner with a car. Și uite că vine un străin cu mașină. He said, "You would do that for me?" Și a spus, "Ai fi făcut lucrul ăsta pentru mine?" I said, "Yes, because God sent me." Și a spus, "Da, fiindcă Dumnezeu m-a trimis pe drum." And I said, "There's a story in the Bible like this." Și a spus, "Dacă vrei să știi, este și în Biblie o istorie asemănătoare." There was an apostle named Paul. A fost un apostol pe nume Pavel. And God gave him a vision of a man of Macedonia. Și Dumnezeu i-a dat într-o viziune să vadă pe un om din Macedonia. And he had to get in a boat and cross some water.
and go to that city. Și Pavel a trebuit să ia o corabie, să traverseze marea și să ajungă până în orașul acela. And he never met the man of Macedonia. Și el niciodată nu l-a întâlnit pe omul din Macedonia. But he began the work of the gospel in Europe. Dar prin călătoria sa, de fapt, el a stârnit, a pornit lucrarea Evangheliei în Europa. And I said, God has brought me here to open your eyes and to bring you out of darkness to light and from the power of Satan to God. Și i-am spus, Dumnezeu m-a adus pe mine aici pentru ca să-ți deschidă ochii ție și să te aducă din întuneric la lumina lui Dumnezeu. He was so excited. Era așa de încântat. He believed. Și a crezut. And he said, Brother Don, we have to have a meal together. Și apoi mi-a spus, frate Dan, trebuie să stăm la masă împreună atunci. And this is kind of a bus stop. Și eram în zona unei stații de autobuz. On a dusty road. Pe un drum prăfuit. Big clouds of dust everywhere. Peste tot se ridicau nori mari de praf. We're sitting outside on a rope bed. Eram afară, ne-am așezat pe un pat din rogojină. The table is all shaky, it's a poor table. O masă care se bălângănea în toate felurile, nu sta deloc. And he's buying a wonderful Pakistani meal for me. Și el a cumpărat și mi-a făcut cinste cu o masă cu un meniu pakistan foarte bun. And we're sitting there in clouds of dust. Eram acolo dust all over our food. Învăluiți de norii aceia de praf, peste tot se așezau și pe mâncare. And we're the happiest people in the world. Și eram totuși cei mai fericiți oameni din lume. And by the way, another digression. Apropo, dacă îmi dați voie să mai fac o mică deviere. Just about food. Dacă tot vorbim de mâncare. Because when you travel in different countries, you have to eat all kinds of food. Pentru că dacă călătorești în atâtea țări, ajungi să mănânci tot felul de mâncăruri. So in my language we have this proverb. În limba noastră noi avem un proverb. Where he leads, I will follow. What he feeds, I will swallow. Unde mă călăuzește el, am să-l urmez. Ceea ce mănâncă el, am să înghit și eu. So we are eating this food with dust all over it. Mâncam hrana aceea acoperită de praf. And we are the happiest two people in Pakistan. Și eram cei mai fericiți doi oameni din toată lumea. Finally we say goodbye. În cele din urmă ne-am despărțit. And I got ready to go back to the big city. Mă pregăteam să mă întorc spre orașul mare. And for the first time in my life, I hear these words. Și pentru prima oară în viața mea am auzit aceste cuvinte. Well done, good and faithful servant. Bine ai făcut, rob bun și credincios. I couldn't believe how kind God was. Nu îmi venea să cred cât de amabil, cât de drăguț era Dumnezeu cu mine. I didn't want to go on that trip. Eu nu voisem să plec în călătoria aia. And he says, well done, good and faithful servant. Și el îmi spune, bine ai făcut, rob bun și credincios. What is that all about? Despre ce e vorba aici? The lesson is you obey God even when you don't want to. Lecția este că trebuie să ascultăm de Dumnezeu chiar și când nu ne vine să o facem. And he looks at your obedience. Dumnezeu se va uita la ascultarea ta. And by the way, that brings to mind a verse on the Holy Spirit. Și apropo, aceasta îmi aduce în memorie un verset despre Duhul Sfânt. Peter is speaking to the Jewish leaders. Petru se adresa liderilor evrei. And he said the Holy Spirit is given to those who obey him. Și el a spus Duhul Sfânt este dat acelor care ascultă. Oh, that's a big lesson there. Acolo este o lecție foarte importantă. This morning if you feel like you're not filled with the Holy Spirit, there's a reason. Dacă în dimineața aceasta simți că nu ești plin de Duhul Sfânt, să știi că este un motiv pentru asta. Maybe there's some area in your life where you're not walking with God. Poate că sunt domenii în viața ta unde nu ești în părtășie, nu umbli cu Dumnezeu. The Holy Spirit is given to those who obey him. Duhul Sfânt este dat acelora care îl ascultă. So it's always good to examine your heart. Așadar, e întotdeauna bine să ne cercetăm inima noastră. I want to talk also about the fact that there are Muslims coming to Jesus. The harvest really is great, like Jesus. Vreau de asemenea să menționez și faptul acesta că sunt mulți musulmani care vin acum la Isus și secerișul este cu adevărat pregătit. When I left Pakistan in 1975. În 1975, când am plecat din Pakistan, I said the church is hopeless. Am spus, biserica este lipsită de speranță. They have been traumatized by Muslims. Au fost traumatizați de musulmani.
Muslims have persecuted them. Musulmanii îi persecutaseră. Some Muslims have raped Christian women. Musulmanii au violat femeile creștine. Sometimes they have falsely put them in jail and even killed them. De multe ori au acuzat și i-au pus pe nedrept în închisoare și chiar i-au ucis. The Christians hate Muslims. Creștinii îi urăsc pe musulmani. And I said, this is hopeless. Și a spus, situația este lipsită de speranță. Pakistan is 97% Muslim. Pakistanul este 97% musulman. And I kind of gave up on the church. Și oarecum am abandonat ideea acestei lucrări. And then I had an experience in Kyrgyzstan. Și apoi ceva mai târziu am avut o experiență în Kyrgyzstan. They had never seen an American there before. Am ajuns într-un loc unde nu mai văzuseră un american până atunci. They put me in the pulpit to preach to the Russian congregation. Am fost în amvonul bisericii unde m-am adresat unei biserici de limbă rusă. They put me in the pulpit to preach to the German congregation. Apoi am fost și am predicat într-o biserică de limbă germană. And they said, oh, okay, this guy seems okay. Și după ce m-au testat, au zis, ok, tipul ăsta e destul de în ordine. And they invited me back for a 3-day seminar. După asta m-au invitat din nou pentru un seminar de 3 zile. About reaching Kyrgyz Muslims for Christ. Despre evangelizarea musulmanilor din Kyrgyzstan. And then they realized 3 days is not enough. După asta și-au dat seama că 3 zile nu-s de ajuns. They said, give us time and we will prepare people. Și-au spus, mai dă-ne puțin timp și o să ne pregătim mai bine. They prepared 20 couples. Și au pregătit 20 de cupluri. And they said, come back for 10 days and train us. Și mi-au cerut să revin ca timp de 10 zile să îi instruiesc. During that time at the airport, I found a huge map of Kyrgyzstan. În timpul acela la aeroport am văzut o hartă mare a Kyrgyzstanului. And it had the names of 50 towns and villages and cities in Kyrgyzstan. Și pe harta aceea erau numele și erau prezentate 50 de localități, de orașe și sate din Kyrgyzstan. We wrote the name of every city and town on a separate piece of paper. Ne-am notat pe bucăți separate de hârtie numele fiecăreia dintre acele localități. And at the end of 10 days we are kneeling by our chairs. Și la sfârșitul acelor 10 zile eram îngenunchiați lângă scaunele noastre. And everybody has the name of one town or city to pray for. Și fiecare a luat un bilețel din acela pe care era scris numele unui oraș sau unui sat ca să se roage pentru el. And some people have the name of two towns or cities. Alții au luat chiar două bilete. And as we're praying, the Holy Spirit falls on us. Și în timp ce ne rugam, Duhul Sfânt s-a coborât peste noi. And weeping breaks out and everybody in that room is weeping for the cities and the towns of Kyrgyzstan. Și toată lumea din încăperea aceea a început să plângă, dintr-un capăt până la celălalt, pentru orașele și pentru satele din Kyrgyzstan. I also am weeping. De asemenea și eu eram înlăcrimat. And then I said to the Lord. Și apoi i-am spus Domnului. Lord, now I know you're going to do a great work in Kyrgyzstan. Și a spus, Doamne, acum știu că tu vei face o lucrare măreață în Kyrgyzstan. This was a Baptist church. Ne aflam într-o biserică baptistă. It was a church where they said we don't believe in the gifts of the Spirit. Eram în biserica în care mi se spusese noi nu credem în darurile Duhului Sfânt. And later they changed their mind. Și mai târziu și-au schimbat opinia. And God blessed them. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. I worked there almost every other year up until 3 years ago. Am mers acolo o dată la 2 ani până cred că anul trecut sau cu 2 ani în urmă. They planted 64 churches with buildings. Ei au plantat 64 de biserici și au construit chiar și clădiri pentru ele. They had 84 more house churches. Și mai aveau încă 84 de biserici în case. This one mission translated the whole word of God into Kyrgyz. Această misiune de una singură tradusese întreg cuvântul lui Dumnezeu în dialectul kirghiz. Eventually through a brilliant German with his computer they identified 1600 towns and villages in Kyrgyzstan. În de-a lungul timpului, folosind un frate foarte priceput din Germania și tehnica pe care l-a avut-o la dispoziție, au putut să identifice 1600 de sate și de orașe din Kyrgyzstan.
And they took the Jesus film to every one of them. Și au mers în fiecare dintre ele cu filmul Isus. And they left the Gospel of Luke in the Kyrgyz language among the people in every town and village and city of Kyrgyzstan. Și au lăsat Evanghelia după Luca în pentru fiecare persoană din fiecare oraș și sat din Kyrgyzstan. It is the most amazing work I have ever seen a church do. Este una dintre lucrările cele mai uimitoare pe care le-am văzut vreodată realizate de o singură biserică. And they were following the example of Jesus. Aceștia nu făceau decât să urmeze exemplul lui Isus. What example? Despre ce exemplu vorbesc? Matthew 9:38. Matei 9:38. He went through every town and village. Isus mergea prin fiecare cetate și sat. How are you doing? Voi ce faceți? How are you doing here in your own country? Cum faceți voi lucrurile în țara voastră? And how are you doing in the other countries? Și cum faceți voi lucrurile în alte țări? Our brother talked about research. Fratele a vorbit despre cercetare. Finding out what is the unfinished task. Ca să descoperim mai întâi de toate care este sarcina nefinalizată, neîmplinită. Yes, if you follow Jesus, you will want to do a complete work. Dacă îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, atunci îți vei dori ca să faci o lucrare completă. In Kyrgyzstan there was economic collapse. În Kyrgyzstan a fost un declin economic. The churches grew smaller because people were leaving the country. Și biserica a scăzut numeric pentru că mulți au plecat din țară. Where did they go? Unde s-au dus? Kazakhstan? În Kazakhstan? Kazakhstan has lots of oil. Kazakhstanul are foarte mult petrol. Better economics. Și economic o duce mai bine. They went to Russia. Au plecat în Rusia. And they went to China. Și în China. Yeah, there are Kyrgyz in China. Sunt mulți kirghizi în China. And what did this mission group, this indigenous mission group do? Și ce face acest grup de misionari indigeni? They sent their evangelist after the Kyrgyz immigrants into Kazakhstan, Russia and China and planted churches. Pe lângă imigranții lor au trimis și evangeliștii lor să însoțească grupurile acelea și să planteze și să facă lucrare de evangelizare în China și în celelalte țări unde aveau emigrația. And then the Russian pastors in Uzbekistan saw this. Apoi păstorii ruși din Uzbekistan au observat modelul lor. And they came to the leaders in Kyrgyzstan and they said, "Teach us how to do this." Și au venit la liderii din Kyrgyzstan și au spus, "Învățați-ne și pe noi cum să facem lucrul acesta." Following the example of Jesus. Urmând exemplul Domnului Isus. Doing a complete work. Făcând o lucrare completă. That's a challenge to me. Aceasta este o provocare pentru mine. Pakistan is still on my heart. Pakistanul, my heart burns with Pakistan. Până acum a rămas pe inima mea, inima mea arde pentru Pakistan. My work is not finished in Pakistan. Lucrarea mea încă nu s-a terminat în Pakistan. I invite you to come and die with us. Și vă invit să veniți și să murim împreună acolo. You know, when Open Doors sent me behind the Iron Curtain. Când organizația Open Doors m-a trimis să merg dincolo de cortina de fier. In 1984. În 1984. They said we know how to get you in. Ei mi-au spus noi știm cum avem mijloace ca să te ducem să te strecurăm în țară. We can't promise to get you out. Dar n-avem nicio promisiune că reușim să te aducem și înapoi. That's the part I never told my wife. Asta e partea pe care nu i-am povestit-o niciodată soției. I did not want her to be afraid. Nu voiam să o las acasă cuprinsă de frică. And I am still here. Și iată-mă că până astăzi încă sunt aici. By the grace of God. Prin harul lui Dumnezeu. Yeah, by the grace of God. Prin harul lui Dumnezeu. Okay. I wanted to have a little time of prayer. Am dorit să avem și un timp de rugăciune. And I want to talk about a meeting I was in with Billy Graham. Și înainte am să vă împărtășesc despre o întâlnire la care am participat când era și Billy Graham de față. He was at a mission conference with 17,000 university students. Era la o conferință de misiune la care participau 17,000 de studenți de la universitate. But he's an evangelist. Dar Billy Graham este evanghelist. What's an evangelist doing at a missions conference? Ce caută un evanghelist la o conferință de misiune? And the organizers of the congress said, "We want you to read Romans 12, 1 and 2." Organizatorii conferinței i-au spus lui Billy Graham, "Noi dorim ca tu să citești din Romani 12 primele două versete." Can you recite that? Puteți să-mi spuneți versetele acelea?
I beseech you, brethren, by the mercies of God. Îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Present your bodies as a living sacrifice. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Holy, acceptable to God. Plăcută înaintea lui Dumnezeu. May not conform to this world. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Be transformed by the renewing of your mind. Ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. That you may prove what is the will of God. Ca să puteți cunoaște voia lui Dumnezeu. And Billy Graham asked, he read that. Și Billy Graham a făcut cum i s-a cerut, a citit. And he then made an appeal. Apoi a făcut o chemare. And this was the appeal. Și iată cum și-a făcut chemarea. I'm going to ask everyone who's willing to give themselves unconditionally to God to go anywhere in the world to please quietly stand up in your place. Am să cer, a zis el, tuturor acelora care sunt gata ca în mod necondiționat să-și dea viața lor Domnului și să meargă oriunde Domnul îi va trimite, le cer acelora, a spus, să se ridice în picioare. About 16,500 of us stood up. Vreo 16,500 dintre noi ne-am ridicat în picioare. Billy Graham said, I don't understand this. Și Billy Graham a spus, cred că nu înțeleg. Please sit down. Așezați-vă toți înapoi. And then he read these words again from Romans 12, 1 and 2. Și apoi a citit din nou versetele acestea din Romani 12, 1 și 2. And again he said, I'm going to ask every one of you who's willing to go anywhere to do whatever God asks to stand up in your place. Și apoi a spus din nou, vreau să vă cer acelora dintre voi care sunteți dispuși să mergeți oriunde Dumnezeu vă trimite, să vă ridicați. And again, 16,500 people stood up. Din nou 16,000 și vreo 500 ne-am ridicat în picioare. And I said to the Lord, și am spus Domnului, at last your people are becoming normal. Am spus, cel puțin poporul tău începe să arate a popor normal. This is normal Christianity. Acesta este creștinismul normal. And I'm going to ask us all to stand. Și am să vă cer acum tuturor să vă ridicați. And to pray and to offer yourself unconditionally to God. Să ne rugăm și să ne oferim pe noi înșine necondiționat Domnului. Ne reîntoarcem în studio. Am urmărit împreună ultima parte a seminarului pe care Don McCurry l-a susținut la conferința de misiune Romiscon, conferință cu titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. În speranța că emisiunile noastre vă fac o deosebită plăcere, vă așteptăm cu multă bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului.